Luca Stohătan este unul dintre jucătorii momentului în Liga Națională de Basket. Sportivul băimărean, componentul echipei BC Timișoara, a avut evoluții surprinzătoare în acest sezon și a fost convocat vara aceasta la trei categorii de vârstă ale naționalelor României. Este vorba despre cea de seniori, naționala sub 20 de ani și cea sub 18 ani, performanță cu care nu se pot lăuda mulți sportivi. În aceste zile, Luca se pregătește alături de Naționala Mare, după care se va alătura Naționalei sub 18 ani, care va participa la Campionatul European Divizia B, competiție care va începe din 28 iulie în Estonia. Lotul de junior se pregătește acum la cheile Grădiștei, după care va disputa meciuri de verificare în Ungaria și Bulgaria. La Europeanul sub 18 ani, România va evolua în grupa C, alături de Austria, Polonia, Portugalia, Israel și Azerbaijan. Nu în ultimul rând, Tohătan a mai fost selecționat și în lotul sub 20 de ani are reprezentativei de basket. Luca Stohătan și-a început cariera la echipa de juniori a clubului BC Olimpic Baia Mare, iar în sezonul precedent a făcut pasul către echipa mare, alături de care a promovat în Liga Națională. Din păcate, echipa băimăreană s-a desființat din cauza dificultăților financiare. După dispariția echipei, Luca s-a fost transferat de BC Timișoara, unde continuă să surprindă prin evoluțiile sale.